Salutare, super prieteni! Eu sunt Aura. Iar eu sunt Oliver. În fiecare ediție a emisiunii Super Show, descoperim noi profesii și meserii. Dar astăzi, ce profesie cunoaștem? Bine v-am găsit pe planeta Clownela! Astăzi, vom petrece o zi pe planeta Clownela. Și aici. Așa. Eu sunt Oliver, dar tu cine ești? Eu sunt Gogonel. Gogonel, cât de grea este această halteră? Oh, este foarte grea. Vrei să încerci să o ridici tu? Da, așa. Dar foarte atent, bine? Așa, poziționează mâinile. Și din trei mișcări, ridic-o încet și sus. Ok. Așa, hai că ești puternic. Și... Bravo! Aura, vrei să încerci tu? Nu știu, pare cam grea. Ai grijă și nu să rup pantalonii. Sus! Bravo, Aura! Acum înțeleg de ce Gogonel o ridică doar într-o mână. Gogonel, care este rolul tău în spectacol? O, să știi că am cel mai important rol. Eu aici sunt și cel mai deștept, și cel mai puternic, cel mai rapid. Da, 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 și cel mai șotivos sunt. Vrei să ne întrecem? Vrei să ne întrecem la șotei? Da. Îți place să faci șotei? Da. O să fim cei mai tari prieteni, da? Yeah. Să facem cele mai tari șotei? Da. Cinci. Așa, și aici cinci. Bravo! De câți ani ești actor, Gogonel? Păi nu de chiar foarte mult timp, am în jur de 2 ani de când sunt actor și îmi place foarte mult să fac asta, îmi place să distrez copiii. Dar unde putem învăța și noi să fim actori ca tine? Păi sunt mai multe centre, puteți să mergeți chiar la centrele de actorie, dar un ghidaj foarte bun îl primiți chiar și de la Planeta Clownela, fiind și animator și actor aici, o să primiți instruirea maximă pentru a evolua pe această scenă. Abia așteptăm să facem cunoștință cu Clownela. Dar unde este Clownela acum? Păi, după o oră, cred că este în cabina de machiaj. Mergem acolo? Da. Da. Uh-huh. Haideți, că merg eu să vă arăt, bine? Hai, ieșim pe acolo. Așa. Clownela! Oh, salut! Clownela, ce faci aici? Mă pregătesc să intru pe scenă. Dar tu? Eu iau interviul. De ce folosiți așa culori aprinse? E vorba de scenă. Suntem mai departe de public. Să ne vadă fața, să vadă atunci când zâmbim sau când facem mutre. Și plus că, dacă nu aș avea buzele roșii și ochii mai conturați, în contrast cu costumația pe care o am, nu s-ar primi frumos. Deci trebuie să echilibrăm. Aveți mai multe spectacole pe zi? Se întâmplă când avem și două spectacole pe zi. Avem unele spectacole care sunt în rimă. Uite, mâine, de exemplu, jucăm Gogoșică. Tot spectacolul e poezie. Când ai o zi mai dificil emoțional și trebuie să joci într-un spectacol, ce faci? Cum procedezi? Când ieșim pe scenă, ziua dificilă rămâne aici. Și dacă vrei, după spectacol, când revii aici, o iei cu tine sau te duci deja cu emoția de pe scenă. Și acum vă ziceam eu că am avut un moment în care am ieșit fără fundiți, așa că le pun neapărat împreună cu voi. Eu tot pot așa. Lol. Bate palma. Yeah. Clownela, ce presupune meseria de actriță? Ceea ce facem noi aici pe scenă este foarte important, pentru că avem misiunea să transmitem publicului, dar cel mai important copiilor, multe mesaje. Noi prin spectacolul nostru educăm, transmitem, de exemplu, să aibă grijă de igiena lor, să facă mișcare, să stea mai puțin în telefoane, să iasă mai mult pe afară, să se joace afară, să mănânce mai puține bombonele și alte mesaje care încercăm să le transmitem. Cam cât timp durează pregătirea unui spectacol? Diferit, în dependență de poveste, în dependență de spectacol, dar de la o lună jumătate, două, până la jumătate de an, cam așa. Înainte de a intra pe scenă, faceți exerciții de dicție? Pentru că văd că aveți o pronunție foarte dezvoltată. Încep exercițiile de dicție din moment ce ies din casă. Mi-am făcut un set de exerciții de încălzire a vocii și cât șofez, ascult exercițiile de dicție și le repet. Îmi puteți, vă rog, arăta un exercițiu de dicție? Uite, putem să luăm pe ăsta X, O. Știi, facem X
întindem foarte, foarte bine spre urechi. X, O, X, O. Și încercăm să accelerăm. X, O, 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 X, O. Aproape, Oliver. Cât de mari sunt emoțiile atunci când urcați pe scenă? Și cum scăpați de ele? Dacă nu am avea emoții, am fi niște stâlpi pe scenă și nu am avea contactul ăsta cu copiii. Dar datorită emoțiilor reușim să ne împrietenim atât de mult încât la final, când ei vin și ne îmbrățișează pe scenă, se simte dragostea lor și prietenia care apare în timpul spectacolului. Am observat că hainele sunt colorate. De unde le luați? Noi singuri le confecționăm, deci fiecare detaliu este cusut, până și deci romburile sunt cusute romb cu romb. Adică e tăiat un romb, încă unul, nu știu câte sunt, că nu le-am numărat, după care sunt cusute împreună și așa a apărut costumul. Dar există în realitate planeta Clownela? Ia pune mâna pe mine. Eu exist? Da. Există atunci și planeta Clownela. Să știi că noi le spunem copiilor că prin tot ceea ce fac ei, zi de zi, ei de fapt sunt partea planetei noastre. Ce trebuie să facem ca să ajungem și noi pe planeta Clownela? În primul rând, trebuie să îți dorești. Clownela! Ce părere au avut toți copiii despre spectacol? Cum ți s-a părut spectacolul? Bine! Ți-a plăcut? Da! Ce ți-a plăcut cel mai mult la spectacol? Să dansez! Ce ți-a plăcut ție la Clownela cel mai mult? Când a dansat! Da? Dar ție îți place de Clownela? Da! Da! Și ce îți place cel mai mult la ea? Îmi place rochia ei, că e colorant! Care personaj ți-a plăcut cel mai mult? De Clownela. De Clownela, dar de prietenii ei ți-a plăcut? Da. Cum ți se pare Clownela? Frumos. Frumoasă? Ce ți-a plăcut cel mai mult la spectacol? Mie îmi place totul și abia aștept altă dată să merg la spectacolul ăsta. Dacă ai avea și tu așa o rochie, unde ai îmbrăcat-o? La sărbători. Da? Și la ce sărbători? La ziua mea de naștere. Aura, cum ți s-a părut profesia de actor? Interesantă. O voi trece în lista mea de profesii. O, da, la câte profesii ai scris acolo, dar asta lipsea. Pa, pa, până data viitoare! Când vom descoperi o nouă profesie! Pa, pa!